Mai mulți indivizi lipsiți de scrupule au încercat să se îmbogățească de pe urma fricii românilor. Unii au combinat tot felul de substanțe pe care le-au vândut în loc de spirit. Alții au cumpărat tone de echipamente medicale pe care și-au propus să le vândă la suprapreț. Însă niciunul dintre ei nu s-a gândit nici măcar o secundă că în această perioadă polițiștii sunt cât se poate de vigilenți. Lichid de parbriz vândut drept spirit. Este escrocheria inventată de trei bărbați din Prahova care au încercat să-și rotunjească veniturile pe spatele oamenilor creduli în plină epidemie de coronavirus. Suspecții au umplut mii de sticle de spirit cu lichid de parbriz. La final au adăugat și detergenți tocmai pentru a imita mirosul alcoolului medicinal, după care au trimis toate sticlele la vânzare în piețe Angro. Le-au găsit și oamenii legii. Au fost indisponibilizate aproape 3.000 de recipiente de câte 500 de mililitri ce erau scoși la vânzare ca alcool sanitar. Aceste recipiente nu corespundeau cu mențiunile prevăzute în etichetă. Săptămâna trecută, polițiștii au descoperit 10.000 de măști, mănuși de protecție și aproape o tonă de dezinfectant în casele unor bucureșteni. Profitorii le-au cumpărat pe Piața Neagră și urmau să le vândă la suprapreț. Alții încearcă să înșele pe cei care, din cauza izolării forțate, și-au mutat viața în mediul online. Construiesc mesaje ce pretind că ar avea informații exclusive cu privire la tratamente, medicamente, poate chiar și noi proceduri, cu privire la cum să ne protejăm de o infecție sau să ne tratăm de o infecție cu COVID-19. Și atunci, practic, cu toții, în momentul în care primim acel mesaj, suntem dispuși să deschidem acel atașament. Pentru că, de regulă, ele pretind că ar veni din partea unor instituții mari de renume mondial, cum ar fi Organizația Mondială a Sănătății, NATO, chiar și UNICEF. Numărul infracțiunilor informatice a crescut de 5 ori față de luna trecută.